Bună seara, bine v-am găsit! Bună dimineața, bună ziua, l-avem pe Macanache aici. Mare formă sportivă în această perioadă anului. Da. Să vorbim despre piesa Pe la sală. Pe la sală, așa. Zi-ne povestea pe scurt, ca să intrăm direct în subiect. Păi, noi ne-am întâlnit cu oamenii ăștia la un eveniment, cu oamenii de la SX. Și ei sunt fani Macanache, cum ar veni, fani Frânculescu, fani stand-up, fani rap. Și s-au gândit la noi să facem o dumă de genul ăsta. Inițial nu era un roast așa, era o piesă normală și până la urmă s-au gândit mai bine. Să faceți niște awareness cu privire la mișcare. Da, să facem o piesă pe net, ca și cum ar fi a noastră, în care, nu știu, eu făcusem și un refren mișto. E-S-X, bagă, E-S, o dumă, nu mai știu ce scrisesem. Și era o piesă normală, ca cum ar veni un hitan. Nu, vrem ceva să irite un pic. Lumea care vine să spele la sală, că da. Caldă și tot așa. Și am înțeles din a doua, după mama și... Și după aia am mers la Frânculescu acasă, am băut vreo 3 cafele, am terminat versurile, am mers la studio, am tras. Ați tras și de sală acolo? Frânculescu a tras de sală, el chiar a venit la filmări mai devreme, cu o oră, două, să bage sala acolo. Era inclus. Da, au fost 2 zile de filmări, 2, eu eram obosit dinainte să ajung, dar păi să mai... Păi tu ești implicat în foarte multe chestii, dar hai să ne referim strict la stand-up. Cum, în ce măsură cochetezi tu cu domeniul ăsta? Băi, mi-a plăcut mereu, cred că și... Nu cred că înainte să descopere rap-ul n-am descoperit, dar la un moment dat, în clasa 8-a, 9-a, când beam pe la Sovata cu rockerii în centru pe acolo, am văzut în cluba pe Teo, cred că l-am văzut, nu mai știu, de pe la ușă, de pe la bar, nu mai știu cum intrasem pe acolo, că n-aveam voie, că eram minor. Și m-a atras de atunci, sincer. S-a plăcut? Da, dar mi-au zis ei că trebuie să stau să scriu scenariu, să scriu glumele dinainte și eu eram pe freestyle, pe alte alea, bam, bam. Îți zic eu o poveste, credeam că e ca la bere, știi? Ne adunăm și eu numai panorama, mai știi, mai... Deci atunci nu exista conceptul de open mic, nu? La... Era o fi exista, dar nu știam eu de el, sincer. Era doar open battle, asta era. Și acum, recent, ca să zic așa, când ne-am apucat, propriu-zis, în pandemie, cu Dili și cu Gara, că doar la cluburile de stand-up mai era deschis în pandemie, altceva nu era, cluburi de... Ei, erau, dar nu le știi tu, erau mai mult. Nu, dar chiar... La subsoluri, pe la astea. Da, nu, dar zic așa, oficial să poți să mergi cu femeia, cu tovară și la un show. Și erau doar la stand-up. Și am mers și ușor, ușor ne-am băgat odată la... De fapt s-a înscris Dili cu Gara și m-am dus și eu și zic, bă, dacă vor cazul, mor și eu. Și ca o chestie de aia, faci ceva prima oară, ai toți, hai, ce-o fi, o fi. Și a fost categorică și de atunci m-am cam prins, mă cam tot duc pe la open mic-uri, pe un weekend la alte show. Am văzut de multe ori, dar tu deja ești... Și mă duc cu freestyle-ul, mi-e cer că nebunia mea, e ca o chestie așa, care o fac pentru sufletelul meu. Dili avea podcast, parcă, nu? Sau avea niște episoade pe care le făcea cu Ion Diliescu? Da, avea emisiunea lui în Germania sau unde era el. Da, deci el nici el nu e... S-a întors aici și n-a mai făcut. Nici el nu e străin de domeniul ăsta. Da. Păi, în... momentul de față bănuiesc că lucrezi, că tu lucrezi tot timpul la ceva, nu da, e așa? Da, trebuie să mă opresc de a lucra la chestii ca să mai fiu uman, să mai interacționez cu oamenii. Deși cu oamenii lucrez, dar să mai stau cu familia, cu tovarășii, că la un moment dat numai business-ul lucrez, am atâtea idei în cap, încerc să combin pe toată lumea la de toate, că nimeni nu mai vrea să stea cu mine, du-te pula mea cu... Dar nici nimeni nu vrea să n-aibă de lucru sau să n-aibă o combinație la care lucrează. Păi tu ești practic 100% în chestia asta. Da. Deci ăsta e principalul tău job. E ca un job 24/7, trebuie să fac ceva să n-ajung iară să muncesc în bar sau, eu știu, alt job pe care l-am mai avut. E bine că spui asta pentru că oamenii care se uită să înțeleagă că nu e așa. Da, non-stop fi... și când visez idei, ce să fac a doua zi, a treia zi. Da. Dacă vine o idee în somn, mă trezesc acum. Înainte credeam că pot să le țin minte până dimineață, dar nu. Mă forțez cu mușchii mei, bem din piață, că e mai așa, și îmi notez acolo. Dacă are sens a doua zi, bine, dacă nu, iară bine. Da, vorbeam cu Funk într-una dintre edițiile trecute, că tot așa merge pe stradă și își notează ca să nu piardă. Da, Funk scrie mult când merge cu mașina, cu
metrou, cu orice. Da, 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 da. Pe el îl inspiră foarte mult ce vede și sunt sigur că și pe tine, la fel tot. Mie îmi place să mă uit mai mult, să văd, poate cad niște bani pe jos. Adică mirosesc timpul poate ăsta. Poate coboară vreun portofel înainte da, de postație, da. Da, eu sunt atent la alte chestii, nu pot să mă focusez să scriu. Nici cu trenul nu vreau să mă deranjez să fac asta. Că merg cu trenul, mă uit și eu la Muz, la Copaci, mai vezi o căprioară. Dacă am văzut... Uite, am văzut, mergeam cu mașina și era într-un sat, un sat de vreo 20 de case, spre Brașov încolo, și am văzut eu că era ceva mare, așa ca un gunoi pe mijlocul străzii, era un urs. Ce nu am văzut urs niciodată, mâncați. Și dacă scriam versuri atunci, gândeam urs, înțelegi? Și după aia am văzut și un câine care avea coloana ruptă. Probabil s-a întâlnit cu urs. Probabil. A fost o consecință. Schelălea așa mai mult de jos. Eu am făcut o trecere în revistă pe toate streaming service-urile astea, m-am uitat acum și sunt foarte multe single-uri cu tine. Deci mai ca să dai de album trebuie să scrollezi un pic, da. Că sunt materiale foarte multe și foarte multe colaborări. Da, ale mele nici nu mai apar doar colaborările. Eu jur că la mine pe Spotify, pe YouTube, pe peste tot, la recomandate mai apare piese, toate feat-uri. E piesa aia cu NASA unde sunteți vreo 15, aia e bombă totală. Strada mea. Da, foarte mișto. Eu aștept treiul. Treiul? Bun. Sunt MC o grămadă, poate să facă oricând. Foarte mișto conceptul și mișto că ai participat și foarte mișto lumea după el. Da. Adică chiar... Niște, mai face două piese de alea, poate să o scoată ca EP ceva, știi? Să rămână în istorie. Că internetul mai moare. Și dacă o pui pe ceva serios, durează mai mult. Album, EP sau single? Ce te coafează pe tine dacă îți cere cineva mâine, uite, vreau să scoți un material? Orice, dar mai nou când îmi vine o idee, o fac deja album. O fac vreo 10 piese, nu mai scriu doar o strofă. Înainte aveam o idee, scriam o strofă sau un refren. Ca acum... să faci un feat. Da, nu, nici măcar, doar ideea aia o compresam, nu știam să o compresez în două strofe cu refren. Băgam tot ce aveam de zis în 16 versuri și se termina ideea, aia era, am zis tot. Și după aia am mai diluat-o un pic ca să pot să mai transmit și să fie 3 minute piesa. Și acum când am o idee bombă, practic o sparg în vreo 10 piese. Ok, deci faci un capitole. Da, creez un concept. Că n-are rost să mai... Cum ar veni, orice idee e bună și n-are rost să o dai așa pe frimituri, mai bine faci vreo 10 pâini. Știi, să ai pe mai mult timp pe ce să lucrezi. Și ți-e și mai ușor. Când una e să ai o idee care să faci 10 piese, alta e să ai 10 idei să faci, știi... Da, bine. Găsești greu 10 idei bune. Cel mai tare să faci 10 idei super tari fiecare, să fie fiecare cât o entitate, dar nu de mult ori găsești. Păi și astea sunt în sinea lor, e ca orice discuție. Totul e important, dar să avem timp să discutăm, că dacă nu ți le zepă repede așa și... Na. Se așa poate e. Fuma, oare? Suntem nesimțiți? Am mai făcut treaba asta, s-au plâns două babe de la... Bă, nu mai fumăm, mai... Nu mă, nu fumează, dar e liniștit, e ok. Da. E ok, o să fumez și eu, dar nu mai fumă atât de mult. Nu împreună, în niciun caz. Exact. Că se asfixiază peștii din lac de aici. E. Ce voiam eu să te întreb este referitor la Interzis Records. Ce se mai întâmplă cu... Păi, Interzis Records am șters eu pagina de Instagram. Așa. Care oricum nu conta, dar ca idee. Practic eu mi-am făcut label-ul ăla ca să pot să-mi scot singur produsele, CD-urile, mărciul, să fac show-uri, să fac orice. I-am zis lui un tovarăș, zic, bă, ia-mă pe firma ta, că așa era înainte. Fă tu pe firma ta CD-urile astea și îți dau jumate-jumate. După aia m-am dus la toate casele de discuri, jumate-jumate. Ei au deal-urile lor care mie nu mi-a convenit și până la urmă zic, Diana, bă, dar cât de greu fi, să ne facem noi o firmă. Am dat câteva milioane, ne-am făcut aia o firmă și avem casă de producție, nu e casă de discuri, Interzis Records. Dar pot să-i dau putere de la Macanache și el face CD-uri interzisul ăsta. Deci despre asta e vorba. Da, e label-ul meu, cum ar veni, ca să pot să fii independent, tot îți trebuie un label, să le faci legal, să le toate cele, cu matriță, cu timbre, cu dragi, cu laci. Păi asta întrebam, dacă se mai practică și chestia cu timbrele, că nu, mie nu. Da, e nimic, aia dai un milion cât o fi, nici mai știu cât e, 3-4 milioane și îți dă câte ai, 1000 de CD-uri, ia 1000 de alea, lipește-ți-le singur și ia aia. Deci, practic, tu plătești o taxă la ăștia și... Da, eu le fac și împachetarea, că mie asta mi-a plăcut, că eu mi le pun pe CD-uri, timbrele alea, și după aia îmi pun plasticul peste. Astea care vin din state au timbru pe plastic. Și da, plastic, da. Pa,
Adio, da. Unicitatea răhățelor. Exact, 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 să duceți-mi. Dar să știi că am văzut CD-uri românești care au timbru pe copertă. Pentru că nu poate să controleze duba asta. Eu am zis că o să fac 10 albume, câte 1000 de CD-uri și la final, după ce îl termin pe ăsta, care îl termin acum în câteva luni, gen să fac o carcasă pentru colecționar, să le adune pe toate 3, dar după al 5-lea m-am oprit. Vă zic că nu se mai vând CD-uri, pentru ce bag bani ai rea? Stai, frate, că și despre asta trebuie să vorbim. De ce nu se mai vând CD-uri? Nu, cred că mai e la ce să le asculți. Da, și nu? Din cauza asta. Toată lumea intră pe Spotify, ba, mai da conectat Bluetooth mașină, Bluetooth avion, Bluetooth soare și merge muzica. Bluetooth WC-ul, tot da. Cu Bluetooth, da, exact. Păi să știi că ai dreptate, că și eu am multe CD-uri acasă. Poți mai să le dai cadou, lumea nici nu le mai ia cadou. Am început să le iau înapoi. Le plătesc, le iau mai ieftin. Am auzit un caz chiar ieri, am fost la un grătar cu niște prieteni și mi-au spus că un anumit artist pe care îl cunosc și eu, îl cunosc și tu, era disperat că nu-și găsește materialele vechi și le-a cumpărat de pe taraba de hip-hop cu 500 de lei bucată. Da. Că el nu mai avea. Bă, când sunt rare, uite, acum și la noi CD-ul interzis și comedia alea primele, ele deja au ajuns pe la 100 de lei bucata. O să ajungă și la mai mult. Toate sunt 30 de lei, dar astea fiind mai puține. Și erau și mișto, erau decupate, aveau forma aia. Da, mi-a făcut rec de la Sweet Damage, mi-a făcut un origami, se desfac într-un fel, n-am vrut CD-uri clasice, după aia am suferit că eu n-am poză pe CD. Câte motive să și găsești și culori, că la un moment dat am zis 10, o-i găsi, portocaliu, roșu, albastru, auriu, ce? Am portocaliu, albastru și verde. Mai sunt și altele? Și da, negru? Albastru, galben, negru n-am ajuns încă. Dar până la 10, 5 mai bag niște culori, inventez niște culori. Mov, roz, nu știu, roz n-aș băga, dar... Bun, deci cu CD-urile ne-am lămurit, cu concertele vorbim imediat. Hai să vorbim despre ce lucrezi în momentul ăsta. Băi, momentan nu mai vreau să lucrez. Muzică, cum ar veni, nu mai vreau să scriu. Ca să mi se facă foame iară să scriu și mă abțin super mult. Plus că nici nu prea mai am timp să scriu, că deodată plânge cineva în casă și trebuie să întrerup ideea. Și mi se pare sănătos să iei o pauză, că dacă scrii într-una, ți se ia un pic la un moment dat sau te repeți în idei, e cam aceeași idee. Trebuie să mai trăiești un pic ca să mai vii cu o altă dumă, altfel zic același lucru. Mi se pare. Cam așa am făcut cu album. M-am apucat de el, am făcut jumate. Păi mi s-a părut că nu-i de ajuns și am mai făcut jumate. Dar am, știi? Și în momentul ăsta l-ai gata? Da, da, da. Am ales 23 de piese. Din cât? 100? Vreo 30, nu, nu. Nici nu fac prea multe, că e risipă de bani, de beat-uri, de tot. E super econom. Știu exact ce vreau. Nu. Știi că sunt unii, fac 200 de piese și aleg 10 pentru album. Nu știu, o fi și la casele de discuri, vor ea să aibă mai multe piese pe dreapta, habar n-am. Dar la mine, eu vreau 10 piese, mi-aleg 10 beat-uri care știu sigur că scriu pe ele, că mă sparg rău. Dacă se întâmplă să nu mai îmi placă peste o săptămână, peste câteva zile, unul din ele, schimb. Îl dau înapoi, mereu plătesc cumva unde sunt ăștia băieții, sunt disperați un pic de foame și vor banii pe loc, le dau banii și mă piș pe beat-ul lor, îl pun într-un folder undeva. Pula mea, că acum îl simt, dar lasă-mă să fac ceva pe el, știi? Păi îți iau banii înainte să-ți dea de zile în care poți. Da, plus că le cer tracurile, le cer alea, hai că-ți trimit, hai că nu le găsesc, hai că e doar MP3. Păi mi-ai luat banii de parcă e UAV, știi? Dar să mai poate așa ceva să-ți ia banii doar pe MP3? De lumea MP3-ul, că n-are proiectul și ție-ți place beat-ul ăla. Ok. Așa o dă. Deci, n-am proiectul la beat-ul ăla, e un beat din calculator, plus că mulți îți trimit reboot-urile lor ce au ei de acum 10 ani pe calculator. Dă-mă, pula mea, ceva ce ai făcut acum, clar ești mai bun acum ca acum 10 ani. Corect. Știi? Nu, da, cardeală. Deci tu nu pui piese deoparte? Am niște piese, tot mă chinui să strâng câteva în caz că mor, să mai fie ceva de postat, dar sunt foarte la zi, am foarte puține piese deoparte. Nu știu, să zic, până în 50 de piese. Ce erau 50, faci 3 DVD-uri, ești nebun. Da. Dar le țin într-un folder. Ăla e folderul de după. E bine că m-am apucat de el. Am vrut să fac pe fiecare album măcar 2-3 piese. Fundația Macanache, da. Apar acolo. Pe fiecare album măcar 2-3 piese care să nu le bag, chit că-s bune, chit că nu, doar să fie acolo pe dreapta. Pentru copil, mamă, sor mea, cine o fi, mai învârte o șpârlă, mai face o șpagă după ce mă duc. Ai avut invitați pe albumul ăsta? Da, e cel mai stufos din punctul ăsta de vedere. Nu știu, e Funk, e Fănescu, e Nane, Chila, Bocaseca.
Aș fi vrut să băla mai multă lume, dar deja mă duceam în album de ăla, de nu-mi place mie, de tot albumul e fituri. Ce, a apărut pe single până acum să fie și pe materialul ăsta? Da, am scos cred că vreo 7 piese. Party ca la bloc, probabil? Da, bani mulți cu Chilafonic. Lucrez acum, dacă mă ajută Dumnezeu, la un clip cu Nane. Am o idee super îndrăzneață din partea tuturor participanților. Și, na, sper să iasă luna asta, luna viitoare. Am o idee, am numai idei bune de clip. Le fac filme, sunt așa ceva. Da, dar tu personal, tu-ți faci tot scriptul, nu da, la, da, la clipurile da, tale. Ți-am zis, am căcatul de idei, îmi vine pe bandă. Și faza că nu ai cu cine să le faci, să fie profi, să fie ca la Hollywood, cum ar veni, știi, ca în America. Trebuie și peliculă, să știi. Păi, mai bine. Una, îți trebuie banii ca să investești în lumini, camere, să ai aparatură profi. Și îți mai trebuie și oamenii care știu să manevreze nebuniile alea. Și îți mai... Factorul cel mai important, oricum, între bani și oameni care să te ajute să-ți realizezi ideea, e cum comunici tu și ei să înțeleagă ce vrei tu. Că e greu să vezi ce am eu în cap, știi? Oricât ți-aș explica, desenat, scriu un roman și tot nu o să înțelegi exact. Există tehnica asta, știi, că se numește story, cum se numește? Storyboarding, exact. Trebuie cineva să-ți deseneze, practic, cadrele. Da, păi așa... nu că le desenez, le fac cu totul așa, cu stickman de ăla, fac țâțe la stickman, dacă e vreo gagică în clip, mașinuțe, adică fac așa un storyboard de desene. Deci tu ai preluat tot, practic. Tu mai trebuie să fii marketing direct. De postat postezi tot tu? Tot eu, da. Deci tu și postezi, tu faci tot. Da, păi n-am, suntem doi înși. Sunt eu cu Diana și dacă ea stă cu copilul, sunt eu. Ea e în concediu de creștere și îngrijire, da, n-ai cum. Ea se ocupă acum de coperta la vinil, i-am zis, baby... Tu trebuie să fii șeful pe copertă. Pentru că ea m-a ajutat dintotdeauna de la început. Ea m-a învățat Photoshop și Illustrator. Păi și... ea face poze, oricum. Face poze mișto. Face că n-are cine să facă. Ea și filmează. Mi-a filmat clipuri. Adică îi dau camera, rec, dă-i. Că când nu ai, faci cu ce ai. Deci și... este un material... Scuză-mă că te întrerup. E un material că nu vreau să-mi scape ideea. E un material care o să apare și pe vinil. Primul pe vinil, o să fie dublu vinil, A, B, C, D, undeva la 5 piese pe parte, nu o să fie el cel mai așa, 180 de grame, o să fie ceva bun, dar eu mi-aș fi dorit să mai pun niște acapele, niște beat-uri, niște chestii, probabil mai fac o anexă la vinil. N-ai mă, trebuie să scoți single ca să faci asta. Da, mă gândeam, în loc să mai scot pe Spotify, pe YouTube sau așa, care oricum mi se pare că scot degeaba doar... ca bani wise, știi? Pentru măcar că ei fac bani pe cârca ta, dar ție a început să nu prea mai dea nimic. Și te și forțează să bagi bani. Nu că eu aș băga bani, dar știu că se bagă bani. Se bagă, mulți se bagă, reclame de la Facebook, TikTok, la ce vrei tu. Toți bagă să fie primii, cei mai șmecheri. Bagi 5.000 de euro, faci 5.000 de euro. Practic nu faci nimic, dar arăți acolo că ești în top. E greu să scoți vinil? Bă, nu e greu. Nu. Nu e complicat deloc. Să le explicăm și eu ce înseamnă. Uite, cred că Alan și l-a făcut singur, că eu de la el luasem duma inițial, mi-a dat pe niște băieți, vroiam să fac la ei și între timp mi-am dat seama că eu pot să fac doar atât de mare evenimentul ăsta sau ce se întâmplă cu albumul ăsta. Și atunci m-am întâlnit cu un tovarăș și am vorbit și m-am dus la Elect Record și cu tovarășul ăsta. La Elect Record ai dus? La Elect Record o să iasă vinilul. Și putem să facem atâta, în loc de atâta. Ca să avem un impact ca lumea, știi, okay, asupra. Da. Nu cum am scos până acum albume, am făcut 3 concerte și gata. Am uitat toată lumea săptămâna viitoare. Chiar aș vrea să avem un impact mai puternic. Deci, practic, material cu 10 track-uri o să fie pe un vinil ABCD, da? Da, da, da. Deci o să fie din ăla, cu cântecul foarte lung. Nu, așa 23 de track-uri. A, dar 10 pe un singur disc. A, bun, am înțeles, așa, da. Da. Astea sunt mega înghesuite. Sunt un pic înghesuite, da. Știu. Dar am calculat și eu cum am putut, la minute, la secunde, am mai tăiat din intro-uri la piese, din outro-uri, fără skit-uri, am tăiat tot ce era în plus. Deci, practic, tu ai făcut edit de vinil. Da, da, da. Și masterul trebuie să fie tot de vinil. Nu l-am făcut eu. De master s-a ocupat Luca și de mix cu CST, că cu CST am înregistrat cam jumătate de album și jumătate cu Luca. Cu ei am mers. Și beat-urile sunt tot de la, cumva, oamenii lor in the house de acolo. Dar... cam asta e, eu l-am gândit pe tot cap coadă. Eu știu ce vreau, trebuie doar oamenii cu care să pot să fac treabă. Și cred că asta e cazul multora, care nu
s-ar putea să fie o chestie de mare succes, că vinilul revine. Da, dar mi-au trebuit 9 albume și 9 ani, 8 ani de învârtit peste tot, de tovărășii eșuate sau tovărășii reușite, de navigat prin toate căile ca să poți să-ți faci niște conexiuni, să te cunoști cu niște oameni și să înțelegi fiecare cât de bun e meseria lui și să poți să apelezi la ei. În sfârșit, după 9 albume, am un album exact cum aș fi vrut să fie primul. De ce n-a semnat Macanache niciodată cu o casă de discuri majoră? Uite, ești prieten cu Delia... Păi, dar nu mi-au dat deal-ul care vreau. Eu le-am zis din prima, vreau să-mi scoate CD-ul și să-mi luați voi 50, 50. Dar ei n-au deal-ul ăsta. Ei cât ți-au dat? 13%, nu? Habar n-am trec, cum știi, că am contractele pe acasă, că le-am ținut să le învăț eu să-mi fac. Ca să-mi fac casă de discuri. Că la un moment dat, când ai casă de discuri, trei să arzi artistul ca să poți să-l ajuți cumva. Că tu îi dai bani de clipuri, corect, bani de studio, bani de beat-uri, bani de toate, îl trimiți, îl bași la radio, îl bași peste tot. Păi asta voiam să te întreb. Cu ce poate să te mai aștept pe tine în casa de discuri, în era YouTube-ului? Să nu fac atât, să fac mai mare un pic. Ok. Pentru că au niște legături cu niște oameni de la niște branduri care eu n-aș fi avut acces singur. Și practic aș fi avut, dar n-aș fi reușit să vorbesc cu ei. Și punând brandurile astea, care sunt destul de comerciale și pop și super cunoscute, una la mână e ceva inedit pentru ei, în primul rând, să colaboreze cu un artist de stilul meu, să zic așa, și îndrăznesc din partea lor să facă un produs de ăsta. Păi bineînțeles, normal. Și al doilea e și pentru mine că în sfârșit am acces la publicitate și susținere din partea unor oameni care n-aș fi sperat vreodată că o să mi ofere vreo mână de care acolo. Nu înțeleg niciun caz ce faci tu, dar li se pare că e o chestie vândă. Poate de mâine se apucă să asculte, să învețe, nu știu. Adică, uite, deja avem o tipă, o fată la comunicare, care nu le are cu hip-hop-ul. Nu știe ce la hip-hop. Și mi-a făcut niște descrieri, niște chestii ca să mă ajute să nu mai pierd timpul pe aia. Și am zis, trebuie să înveți despre graffiti, despre biboială, despre digială, turntablism, MC, toți termenii, să iei hip-hop-ul de la documentare, că altfel nu știi despre ce scrii. Și automat ia cu japca învață hip-hop. Foarte și toate firmele lor... Școala Macanache! Toate firmele lor trebuie să învețe hip-hop ca să știe ce vând, știi? Ca să știe să formuleze propoziții despre ce vând ei. Foarte tare, da. Mi se pare extraordinară chestia. Tu ai cochetat cu ambele zone, tu ai venit din underground, de jos... Și te-ai dus în mainstream, ai fost la radiouri de astea mari. Trebuie să și mănânci. Normal. Adică am avut și chestia asta, da, underground, sunt super așa, super nișat, dar trebuie să mănânce și mama, trebuie să mănânce și tata, trebuie să-mi iau și eu țigări, trebuie să-mi iau și eu un blugi, o chestie, întreținere, lumină, căcat, toate grămadă, decât să mă duc să dau un cap, să mă la pușcărie, mai bine fac o piesă drăguță și aia e. Dar nici nu se pune problema așa, nu trebuie să judece. Nu, dar eu așa le-am văzut, că lumea te judecă pentru orice. Da, pentru ce nu știe... Dacă merge așa mai balansat, opa, este. Are salamul buzunar. Da, pentru ce nu știe, cu Macanache vă puteți întâlni la majoritatea evenimentelor de hip-hop. El apare acolo, ca plătitor. Băi, mie asta îmi place, frate, și nu știu. Ca spectator, adică genie, nu neapărat dacă nu cântă în seara aia, el tot acolo e. Da, sunt... Cum ar veni, sunt fan al culturii, al întregii culturi. Știi că mulți nu știu drept cu diferența între rap și hip-hop, știi? La ei normal. E ce salată. Pune niște rap hip-hop de ăla în shawarma și gata. Știi? A fost la un moment dat în anii 90, era muzica dance și aveau partea de rap. Și spuneau, okay, care e rapperul din trupa de dance? Deci așa se ardea. Avem parte de rap? Nu, păi trebuie să luăm un rapper, știi? Da, nu trebuie un rapper. Așa o ardeam. Care crezi tu că sunt elementele care au nevoie de mai multă susținere în România? Toate. MC-ul nu cred că mai are nevoie. Adică... Sunt... E nevoie și de MC, frate, că... Păi e nevoie, dar aici avem. Avem mulți. Față de alte elemente, da. Uite, am făcut acum în cadrul lansării, am zis că nu pot să fac lansarea, sărbătoresc albumul ăsta cu un concert unde făceam eu de obicei, într-un club de 400, ai 500 de oameni. Am zis, fac la arene și fac și un festival acolo, să-i dau drumul, cum am vrut mereu să fac un festival hip-hop cu toate elementele la grămadă. Urma să te întreb și e 19 mai, parcă, nu? Da. 19 mai și ai anunțat că e sold out. 18 mai.
18 mai. Da, bun. Am făcut o caterincă, o dumă. Mă pricep și la marketing un pic. Nativ, se pare că trebuie să vând vrăjeală ca să vin banul adevărat. Știi? Așa, zic cu festivalul, așa, te rog, scuză-mă. Și în cadrul festivalului am stat să sun pe toată lumea, de la grafări, la b-boy, la DJ, că fac niște concursuri. O să am un concurs de DJ în stilul DMC. E mai mult showcase battle, dar o să fie un premiu. Cea mai bună rutină jurizată de Turntable Science. Bam, un 400-500 de euro, un mixer, un pick-up, ce nebunie găsim, haine, bani, dăm pe ei cu de toate. Că e un efort. Păi anturează-i și pe ăștia de la Superstore, mai ai niște oameni. Păi am vorbit, la breakdance la fel, o să fie un 2 versus 2, că mi se pare cel mai natural. N-avem destule crew-uri de b-boy. Avem, dar puține și stau departe unii de altfel. Nu poți să faci crew peste crew, că după două runde se termină show. Și o să mai fac și un... niște, am găsit, asta ziceam, că e greu să... Am găsit până la urmă 9 echipe de câte 2. Bun, adică ăștia toți b-boy la noi, 18 b-boy. Băi, adică sunt mai mulți. Sunt mai mulți care mai pleacă și la alte concursuri, dar la nivel profesional sunt foarte puțini. Mi-am aducat aminte când a apărut Simplu, era cât un crew de b-boy în fiecare bloc. Da, erau mii, sute, zeci de mii. Sunt crew-uri foarte vechi în România. Sunt încă e, DLT-ul, toți băieții, da. Sunt DLT-ul de pe Moldova Est acolo, sunt niște băieți la Timișoara foarte șmecheri. Și la Cluj. Exact. Sunt peste tot. Am sunat peste tot, crede-mă, de peste tot le-am zis, bă, dacă aveți 4 oameni, trimiteți, dacă nu măcar 2. Și eu cred că am făcut o selecție și înțeleg și importanța acestui eveniment. Că nici nu sunt multe evenimente unde se ducă. Deci 18 mai comasează practic lansarea ta cu un festival, care i-am zis Cool foarte Festival, tăi. Așa. Am încercat Skills Festival și era luat, e un alt festival pe Polonia și încă unul pe nu știu unde. Merge să-i bate, mă, stai liniște, da. Nu-i problem. Sper să le meargă și lor, că poate ne cheamă acolo. Facem exchange experience. Și o să fac și un showcase de grafite, așa, cu niște panouri în toate arenele alea. Cu Oge, șef acolo. Oge și toți băieții care... Să vină să vadă lumea cum se face, cum se trage o linie cu spray-ul, cum se dă un tag, cum, știi, și o să fie și un concurs de schițe pentru copii, concurs de taguri, cum am văzut și eu când eram mic și n-am prea mai văzut de atunci. Adică am văzut la Street Heroes sau ce a fost în tineretului. Atunci cred că a fost ultima oară. Street Heroes, da, exact. Ăla a fost ultima oară când am văzut 4 elemente, toată lumea la un loc fericit. A mai fost, uite, și la asta mixtape festival a fost, dar până la urmă n-am mai reușit cu b-boy. Că... Păi asta zic, că e greu nu era linoleu acolo. Să aduni toate elementele într-un loc, pentru că ai văzut la concerte, rar vezi, hai, graferii mai vin, cât un grafer, 2 sunt în anturaj. B-boy vezi mai rar, DJ dacă nu dar vin... Dar nu se calez, nu prea se adună, asta e problema. Și toată lumea îi învinuiește pe ăștia cu microfonul, că nu-i interesează și așa mai departe. Da. Și sunt situații în care, uite, că și noi am făcut evenimente de-astea în care am chemat și b-boy și grafări. Știu, s-a tu făcut ai făcut și... de nu știu câte ori, adică... Și eu mereu încerc să chem, să vadă lumea, să simtă experiența și de ce m-am îndrăgostit eu de nebunia asta. Că le-am văzut pe toate acolo la un loc și zic, vreau să le fac pe toate, vreau să fac pe toate, știi? Dar ei văzând doar un MC pe scenă sau doar un b-boy, parcă n-ai prea multe opțiuni. Și dacă nu cauți tu, nu te scarpină undeva să intri tu pe net, că informația e peste tot, trebuie doar să o cauți. Și faza cu DJ, cred că e chiar o premieră. A mai fost un concurs la un moment dat pe lângă Palatul Regal, da. Așa, unde... Mai mi-a spus Fera, da. Da. Ăla a fost chiar mișto, dar a fost așa la nivel... Și pe Weekend cu Andu, nu mai știu la ce concursuri, au câștigat aici ceva Red Bull, parcă. Și s-au dus în Germania undeva. Nu, în Canada s-au dus atunci. Dar Andu a câștigat ăla. A fost un wild card. Adică mai sunt, dar sunt ca meteoriții care trec așa. Sunt, frate, dar sunt probleme. Că nici nu e desfacere aici. Adică nici nu e lumea mega interesată. Știi că... Păi numai... trebuie să-i faci interesat. Acum cumva. Avem oameni care ascultă pe vinil, dar doar ascultă. Nu le mai place să... Da. Și majoritatea... Nu știu, mie îmi place chestia asta și eu cred că e o chestie atât de mișto. Pe de o parte, mă bucur că nu știe lumea atât de multă lume de cultura asta hip-hop și pe de altă parte mă oftic că parcă s-au privat ei, au stat ca cum sunt caii așa și s-au privat de atâta frumusețe și chestie infinită, că te duci la infinit, nu ți-ai înge o viață să poți să te bucuri de nebunia asta. Clar. Adică te-ai plictisit să stai să scrii versuri, ia o foaie și un creion și schițează niște desene, te-ai plictisit și de alea bagă niște breakbeat-uri și fă doi pași de dans, că la un moment dat când te torni
Ai încercat tu, două, trei zile, ți-ai ieșit, bă, dacă îndețese, hopa, ia stăm, știi? Și te, ia că mă duc la club, bă, că știu mai, știu mai bine că ăștia 20. Avem și câteva școli, să știi. Da, chiar știu, avem, avem. Da. Dar fiecare școală e cu concursul ei, cu oamenii ei. Dar asta cu DJ e foarte tare, deci concurs gen DMC e... Eu asta vreau să vadă lumea și la noi. Nu zic că... Adică în afară de DJ de la noi, DJ de hip-hop pasionați, rapperii cum ar veni, pasionați de rap, muzică, rap, hip-hop, care ei și de turntable science și de, auzi, de, de știința, știi, fenomenului, foarte puțin, majoritatea pune bam-bam. Da, bine, acum să știi că am văzut că multă lume din nou val merge cu console, nu mai sunt pick-up-uri. Bă, nici noi nu mai mergem cu pick-up-uri, da. Pentru că e foarte dificil, nu avem loc în mașină și ne-am luat o consolă mică. Dar știi că, logic, tu n-ar trebui să iei nimic, ar trebui să ți se pună la dispoziție acolo. Păi știu, dar n-au niciodată. Da, nu. Măcar, adică tu măcar să speri la o scenă, și măcar două monitoare și să nu fie televizoare. Frate, în așa hal, nu pot să cred. Chiar așa 2024, adică înțeleg când v-ați apucat voi să fie așa. Nu, anul trecut am fost noi, am avut Super Rider Technic, deci am avut totul, am avut patru pick-up-uri, nu la două. La festivalurile mari se bagă, acolo noi ne luăm, primim cei mai șmecheri, cea mai șmecheri aparaturi, de la monitoare. Nu vorbim de alea, vorbim de concertele astea mici în care mergi la club. N-au. Unde îți place și ție mai mult. Da, pentru mulți li se pare un efort prea mare, adică noi am ajuns să ne-a cazat unul pe mine acum recent undeva la un cămin. Adică nici măcar ca în cazare să mai tragă și de acolo vreo câteva sute de lei, adică lor le pasă la câteva sute de lei, înțelegi? Acolo e duma. Bine, la cum te știu eu pe tine de-astea, că tu ai făcut caterincă și acolo. Da, că n-a fost... în pulă, dorm oriunde, dorm în picioare dacă e nevoie. N-a fost asta o problemă. Bun, și în momentul de față, cum ai zice că se prezintă relația asta între promotor și artist? Mai există țepe, mai... Să mai întâmplă chestii de-astea? Bă, mai sunt, dar... Mai ești luat până pregătită? După 9 ani? Bă, am fost anul trecut, mi se pare tot la fel. M-am dus. Noi nu mai plecăm fără un avans de 500 de euro, nu mai mă mișc din casă. Dar pentru că a fost evenimentul ăsta, că nu știu ce, cum a dat-o, tot m-am dus acolo, am cântat pe moca. Aoleu. Înțelegi? Dar era și faza că veneam după pandemie și... Și ai vrut. Vroiam concerte, cântam și pe gratis, dar nu profita că vreau să cânt pe gratis, chiar să nu-mi dai banii, știi? Deci asta a fost fix după pandemie. Mm-hmm. După aceea lucrurile s-au mai schimbat. Da, pentru că mulți, să zicem, tu ești, nu tu, cineva, iar Zoi, face un fest sau ceva, jmen, arde pe toată lumea, el nu mai face, el dispare din public. A făcut și el 50 de milioane, 100 de milioane. Sau mai face încă de două ori. Nu, dar ia pe tovarășul lui și face pe numele lui ăla, combinație. Pe tovarășul ăla și el și-a făcut vreo 10 festivaluri, peste 10 ani face tot el. Tu oricum nu mai știi cine era. Păi tu nu mai ești atunci, da, vin da. Alții. Știi? Cumva. Dar... Adică se întâmplă, mereu o să fie oameni care... Ce e formulă de concert ai acum? Cu cine mergi? Merg cu Dementu și cu Siberia. Ok. Dementu pe dublaj aia și... Aia știu, e omul tău de mult. Sau Hype și Bodyguard. E și Bodyguard? Păi Dementu e atâta monstru, lumea crede. Sau cu tata lui Diana, care el e șoferul trupei Macanache. Și e mereu cu noi, îți dai seama, stă cu noi acolo și moare așa, mai negru un pic. Și cu Siberia, care s-a întors din Olanda și ne-am apucat iară de făcut beat-uri împreună. Și zic, bă, hai să mergem împreună, mai facem o dumă la show, că nici nu pot să mă duc cu aceeași placă an de zile. Trebuie să mai faci o schimbare, o chestie. Te tentează să te bași și în chestia asta de producer? Să iei artiști și să modelezi proiectul, să fii producător executiv? Bă, mi-ar plăcea să am timp. În momentul ăsta mă ocup de bine și nu m-am săturat. Dar să mă ocup de alții, am încercat cu Diana și e foarte greu. Ca doi ani să te mai ocup de altcineva. Toată atenția e și nici nu pot să dau proiectele la termen nou. Atunci cum poți să știi, să fiu sincer cu ce am zis, bă, cum să nu? Dar așa, de câte ori mă nimeresc într-un studio sau oriunde și pot să ajut, să dau o idee bună, o direcție, o ceva, mereu cu ceva. Nu, eu te întrebam dacă vrei să te ocupi tu cap-coadă de un proiect, să-l supervizezi și așa mai departe. Ai spus că vrei, ok. Da, păi fac asta. Asta voiam să spun, că da. Vorbeam cu Rapi, prietenul nostru comun, care îmi spunea că în state funcția asta de producător executiv este de...
de neargumentat cu artistul. Adică dacă producătorul executiv îți spune că refrenul ăsta cade... Da, cade. Înțelegi? Cu toate că tu ești artistul și așa... Și iubești refrenul ăla și doar tu îl înțelegi. Dar în moment... Iar chestia asta, în plătit inclusiv cu Kendrick la o piesă de-a lui, în care ei au spus, bă, trebuie să cadă ăsta că nu e refrenul. Adică, nu știu dacă ți se pare că în România am putea să avem așa ceva, gen să... Da, clar. Tu ca artist să vină un producător executiv să zică, băi, Bogdan... Păi avem deja, avem câțiva produseri de stilul ăsta, în genul ăsta, care asta fac și artistul e mult mai puțin stresat. Că el muncește mai puțin, practic. Păi da, mă, dar tu care ești creativ, ție ți-ar conveni să zic că tu ai un referent super mișto, de exemplu, și, cu asta, cu pe la sală, știi? Depinde și de firea fiecăruia. Uite, la sală, practic, am avut produseri. Că eu am făcut un refren, două, ăla care îmi plăcea mie a picat. Am înțeles. Și nu te-ai spărat? Nu, păi oricum era ce vroia omul. Nu era ce vroiam eu. Ok. Dacă el așa vrea, așa îi dau. Ok. Deci n-ai avut o problemă. Niciun stres, nu. Foarte bine. Uite, vezi, deci oamenii profesioniști... Doar mă bucur că am reușit să fac ce și-au dorit ei. Că asta mereu e un challenge. Mai ales cu brandurile. Să faci ce își doresc ei. A, că deci eu fac ce fac eu. Asta e pe brand, nu? Da. E o reclamă. Am înțeles. O reclamă la o aplicație de abonamente de sală. Sunt niște oameni care, cum ar veni SX-ul, sunt niște oameni care au o tonă de săl de forță, de sport, de tot felul de activități de-astea. De la tenis, piscină, not, basket, sport. Acum am înțeles despre ce e vorba. Da. Văzut că e pur și simplu o piesă catering când ăștia care merg la sală. Era greu să-l apelez la Frânculescu pe lângă atâția. Ok. Bun, deci nu ești străin de chestia asta cu branding și cu deja încep să mă familiarizez și începe să-mi placă pentru că cumva acolo-s banii. Ți s-a oferit vreodată exclusivitate, o chestie de exclusivitate, să semnezi cu cineva sau să... Cu brandurile, păi toți au exclusivitate, pentru asta îți dă o mare parte din bani. Păi nu, dar de exemplu, uite, faci cu Adidas și ei zic, gata, numai cu noi. Păi cam așa e. Da? O perioadă bănuiesc. Poți să o negociezi. Cât sunt cu voi? O lună? Două? Un an? 10? Câți bani aveți? Cam acolo e, știi? Și tu calculezi, merită, nu merită? Da, recent am participat și eu la un concurs cu Red Bull. Și am avut exclusivitate pe show-uri, adică n-aveai voie să ai cu o perioadă înainte să spui alte show-uri. Da. Și se întâmplă și ție asta, nu bănuiesc? În momentul în care ești apelat. Bănuiesc că nu ți s-a interzis să ai concerte sau ceva. Nu, dar știu, deja cum ei au planul făcut pe multe luni, pe jumătate de an, pe un an și știu dinainte. Cum ar veni în septembrie, am o activare la Pepsi, nu știu ce locație, se întâmplă ceva și trebuie să fii fizic acolo. Okay. Și semnezi contractul sau faci anexe și discuți. Bă, am mai vrea ceva în decembrie și se tot adaugă și tot te mai învârți, mai faci niște bani și pui date, am concert, putem să facem miercuri? Nu, sună la concert. Adică... A, deci asta e practic top priority, deci dacă ai concert atunci trebuie să muți concertul. Nu mut concertul, le zic că am concert, concertul e prioritatea. Cine negociază, tu sau ai agent? Am agent, am pe cineva care se ocupă. Diana s-a ocupat ea o perioadă, dar era prea mult. Ea se ocupă doar de booking-ul meu pentru concerte și de design, afișe, postere, toate dumele astea. Și pe clipuri și beat-uri și înregistrări, cam fiecare ca idee, toate albumele le-am tras într-un alt studio. Să aibă un alt sound, că fiecare mixează deci în felul... Deci tu ți-ai propus asta. Da. Foarte tare. Adică am tras alea primele 3-4 albume într-un loc, că acolo îmi plăcea sound-ul și acolo îmi permiteam și mă înțelegeam cu omul. După aia, altul. Nu mi-a plăcut niciodată. Dacă asculti ăla, ce album? Două sunt, că am lucrat la amândouă deodată. Bodega și La Mișto, două albume de vreo 10 piese, care jumate sunt lucrate într-un studio, jumate în alt studio, cu produseri diferiți, cu... Și sunt niște pilafuri ambele albume. Păi, adică sonic așa. Așa se lucrează acum cu 5.000 de producători. Păi da, dar totul e direcționat spre o direcție. Atunci l-am avut de ales. Că am avut o neînțelegere într-un studio. Mi-am luat proiectele în alt studio. În studio ăla se crea o chestie nouă. Era ca o școală, ca o dumă. Și lucrat multe piese cu mulți produseri, multe sound-uri și te doare capul dacă asculti albumul. Ai preferat să faci un album cu un singur producer? Într-un singur loc, da, să aibă un singur sound. Mă duc la el că vreau sound-ul lui, mixează-mi astea 10 piese toate la fel. Și eventual ți le plătești dinainte, cât vrei, 50 și milioane, 100 de milioane. Păi beat-urile te descurci, dar le cauți tu, caut eu sound-ul ăla de beat-uri. Că știu ce vreau, știi?
Deci tu, practic, tu îți faci research-ul pentru beat-uri. Pentru sound, da. Îmi place sound-ul ăsta. Da, da, da. Uite, le trimit ideea. Aș vrea ceva așa, dar cu chestia aia, sau așa, dacă nu suntem împreună să o facem, mă zic pe net, la telefon. Bag acolo, bag, adică mă și implic și până și în procesul ăsta de a face beat-uri. Știu că e enervant să stea unul în ceafă, zică, bă, kick-ul ăla nu e bun și ție ăla îți place. Dar îmi place, mi-a plăcut să mă implic de la început și la partea de clipuri și la partea de beat-uri, ca să știu cu ce se mănâncă și să nu mi se pare exagerat când îmi cere ăla 3000 de euro să-mi facă un clip sau ceva, pentru că banii ăia se justifică, dar trebuie să știu de ce se justifică. Că dacă eu nu știu cât costă luminile, ce lumini sunt, ce, știi, care e munca de edit, de colorizare, de toate cele, eu zic, băi, e mult 3000, eu credeam că e 150 de lei. Păi fac ce eu, știi, adică... Și de atunci am rămas cumva blocat acolo, mă și implic că și lucrez, că n-am mereu bani de investit și fac o chestie mai basic, cum ar veni. Mi-au cameră, pun pe un stativ, fac rapper la cameră, pa, 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 plan american. Două tăieturi, da, în Premiere, aruncăm un filtru de colorizare, pui un titlu, acum în curând nu mai faci nimic, intri pe ăla, alo, ei, ai, vreau chip, nave spațiale, rap, pa, enter, ok. Și fă și să apară, să facă vizualizări. Ai cumpărat vreodată un beat întreg, gata, făcut? Da, multe. Deși așa. Da, da. Ai lucrat. Și pe albumul ăsta, am luat un beat, mi-a plăcut, am scris pe el și când am mers să-l înregistrez, e pe album o piesă, dar nu mi-am dat seama care e partea de refren, care e partea de strofă, de nu știu ce. Am fost pierdut cu totul în momentul ăla, că era prea personală piesa și n-am mai ținut cont unde intră. Dar acum că o ascult după ce a trecut un pic starea, sunt, băi, ce-i refren, dar eu n-am intrat, intru după aia. Adică are o structură, beat-ul și cu versurile nu s-au înțeles deloc, dar cumva se înțeleg ca stare. Ok. Colaborează la un alt nivel. Ai umblat la ea, s-o pui înapoi unde e refrenul și așa? Am încercat să umblu un pic la ea, dar deja o înregistrasem. Păi muți vocile, ce mai n-am cântat, nu mai merge. La mine asta e duma. Când mi-am imprimat vocea pe ceva, vreau să fie prima oară și aia să rămână, că mi se pare că e cea mai bună. A, deci ești first taker de ăla. Da, cumva. Dacă vin a doua oară că am mai schimbat eu trei versuri sau un refren sau așa, mi se pare că mi-o forțez. Am mai făcut asta. Și nu-ți mai place ție? Nu mai îmi place mie cum sună. Era mai șmecher prima stare, prima senzație. Că e o senzație când o ascult după ce înregistrez. Ăsta e, mamă, ți-am bat pula. Dar știi că ceva e greșit. Dar ăla e. Și o corectezi versul ăla, îți trebuia un cuvânt, alt cuvânt acolo și când o retragi, nu mai este are la fel. Și o lași așa. O lași, băgam ești pula. Puteam să pun cuvântul ăla din prima. Dar, da, cumva de la albumul ăsta am început să fiu mai perfecționist, să-mi pese mai mult. Înainte doar puneam o stare, o idee pe piesă și aia era. Nu-mi păsa că versurile nu sunt cele mai inteligente, că refrenul nu e cel mai bune cuvinte și sau așa. Era, asta e ideea, da, ok, următoarea, doar să fac. Mi-era frică că mor repede. Dar dumele stă acolo. Da, dar puteau fi mult mai dope, mult mai tari. Ceea ce mă bucură, că eu n-am tras de mine să fiu, cum ar veni, cel mai bun din prima. Treptat, zic că la albumul ăsta cred că o să... fiu mai bun un pic. O să stau încă 5 minute pe fiecare vers. Sau pe... mai stau 5 minute. Dar să vedem, mă, să vede evoluția. Păi asta vorbeam cu Diana la un moment dat, că zice, bă, se vede așa, fizic se vede, pe clipuri, pe sunet, pe ce vrei tu, că ai evoluat, știi? Cumva. Așa, dacă eram tare din prima, mergeam pe aceeași linie. Știi ce zic? Da, păi uite asta... Se vedea o mică evoluție, dar nu atât asta de... Asta voiam să zic, că tu ești unul dintre cei mai prolifici oameni care au scos materiale, adică tu ai scos în continuu materiale, colaborări, am făcut câteva, albume, da. Ai avut câte două trupe ai avut sau mai mult? O trupă rap și o trupă punk funk. Și cu putreți ăștia, da? Da, punk funk, e. Deci era 4G-ul, care 4G-ul, gata, e Oale și Ulcele. Bă, să știi că noi ne-am mai întâlnit așa. Suntem vecini aici. Da, noi ne-am mai întâlnit așa. Funk mai are niște piese, am mai încercat să ne antureze pe toți pe o piesă. Eu mai am făcut niște piese, doar că trebuie să fie și timingul bun. Că în ultima vreme funk e full de treabă, mă bucur pentru el, nu crie full de treabă, Dili e full de treabă, adică Dili oricum e, cum ar veni la noi, Elveția. El e down forever, orice vreți voi, mă bag oricând când îmi place, știi? Da, 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 e bitilie, super, super receptiv la chestiile astea. Da, în rest lumea se mai ceartă, nu-mi place subiectul ăla, nu-mi place aia, nu-mi place beat-ul, nu mai, știi?
Dar totuși cu SR-ul, uite, Dita mai cru ăsta și... S-a ambiționat mai tare. Tu nu ești acolo, adică da. Care-i faza? Nu știu. Nu știu, pe ei trebuie să intre. Toți sunt tovarăștia. Da, m-am gândit și eu la un moment dat că sunt mai multe trupe care au făcut un super grup. E Chakra 7. Păi normal, da. Cu e celula de criză. Da. E BMC-ul, mă rog, e... Nu e BMC-ul. E 4G-ul fără Macanache și Motanu. Da. Și fără Macanache, e minus da, cu minus. Da. Bă, nu știu, ei oricum o ardeau mai mult ei împreună și aveau deja piese împreună de mult timp până să intru eu în combinație cu ei. Să mai mă cunosc, să-i cunosc personal. Așa e și show, ei cântă foarte multe piese separat. Păi de aici a venit ideea lui Funk, că el era Funk CTK, aveau ei Duma lor, ei doi, și eu cu Dili Dilimache, seria noastră. Da. Noi la concerte și cântam piesele noastre, Dilimache și ei pe ale lor două. Am mai făcut încă vreo 4-5 piese repede, toți 4, și ne-am dus peste ei, peste tot. Cam jumătate de an. După aia ne-am potolit un pic. Deci ca și reper avem 18 mai. 18 mai e evenimentul tău de căpătâi, da. Adică gen, nu de căpătâi, e evenimentul tău cel mai mare, probabil, organizat de tine. Cel mai mare challenge al meu profesional ăsta o să fie. Păi și poți, mă, să te ocupi singur de evenimentul ăsta? Eu știu... Tot ce trebuie să fac de la femeia de serviciu și câte fire trebuie să aibă mătura aia. E intrare și la femeia de serviciu, sper. Da, o să găsim una bună. Adică am în cap totul, visez și am chestia asta în cap de atâta timp că la mine e o chestie de când se întâmplă în realitate. Arenele Romane ceva big. Da, am și pentru stadion. Ai? Da, mai încolo. Știu unde vin boxe la jumatea terenului ca să audă și aia de mai spate. E huge. Păi mă duc la Antold, eu mă duc doar ca să mă văd pe mine pe scenă la concertul meu. Să mă uit la ăia și eu nu-i văd pe ăia ce cânte ei. Eu, ăsta sunt eu. Și lași pe ei. Da, ei cântă ce cântă ei acolo. Armin Van Buren. Dar eu, în mintea mea, eu sunt eu pe scenă. Mă proiectez acolo, bă, direct. Cu elicopterul, mă de la știri. Rapperul Macanac. Nu știu. Chestii de copil care n-a avut nimic și visează chestii mari. Băi, mă bucur foarte mult că aud chestia asta cu festul ăsta și cu ăsta e un proiect practic foarte îndrăzneț. Da, încerc. Mă rog să-ți iasă foarte bine. E adică... un spațiu foarte mare. La un moment dat chiar mă gândeam, zic, bă, oare există 5.000-6.000 de oameni pasionați de hip-hop și să n-aibă ce face în ziua aia și să fie dispus să vină dintr-un alt oraș aici ca să susțină chestia asta. Ca și asta, înainte mergeai cu trenul de nebunei la un battle la care nu câștigai nimic. Dar erau oameni, uite, Alvin de la Brașov, care venea cu trenul duminica și pleca noaptea. Nu, dar știu că și eu mergeam cu... Era un crew de b-boy care mai mergeam cu ei până la Ploiești, până la Pitești, la un bal, la oaia, să dansăm la un battle. Și ne întorceam rupți de foame, fără... Dar drumul, călătoria, era mișto, era făcea toți banii, da. Să bea un pet, ceva, normal. Da, dar mă gândesc că am și un pic de priză la publicul non-hip-hop. Prin alte chestii, alte aturi ale mele. Uite unde te-ai dus, să ai pus și la radio mainstream și peste tot. Și să le deschid și lor ochii spre lumea asta, hip-hop. Ai un desfășurător așa provizoriu? Cum o să... Eu sper să dăm drumul pe ăla două. Nu, m-a interesat dacă e concursul, mai sunt acturi între ele, ceva de genul. Nu o să fie, toate merg una după alta, că n-am unde să le înghesui atâtea. Și mai devreme de două nu cred că vine nimeni în mai care e posibil să fie cald. Nu pot să vorbesc. Era chiar bodyguardul lui. Da, bodyguardul, ceva i s-a întâmplat, l-a bătut cineva, trebuie să-l apăr. Bun, deci o să cu ce începe asta, mă interesează? Păi, ce element bagi primul? O să mă bag pe niște saiforeală. Am făcut două scene ca să plătesc mai puține taxe. Ok, bun. Dacă ai cumva două scene, plătești mai puțin cu 4% taxe. O, e o sumă enormă. De 4%. Bă, orice. De banii mai dau un premiu cuiva, nu știu. Dar ideea e că o să facem, avem scena asta care e Cypher Stage, unde practic acolo poți face tot felul de cypher. O să fie și niște microfoane și o podea de b-boy. Și dacă vrei cu drum machine-ul sau ceva să faceți voi niște beat-uri acolo, știi, faci beat-uri ăla, cântă ăla, dansează, să se antureze lumea la scena aia, unde acolo de la cypher, o să facem niște cypher-uri pentru b-boy care vin acolo, care sunt prezenți, și din aia mai alegem încă câteva echipe de doi. Ideal ar fi vreo 16 echipe. Ideal este să le spui oamenilor care se uită cum pot ajunge acolo. Trebuie să-și plătească bilet, trebuie să registrează. Da, să-și ia bilet, eventual
cât mai devreme. Noi o să tot facem tot felul de giveaway-uri, că scopul meu nu e să fac bani, scopul e să vină lumea, să vadă. Mereu când am fost la arene, e jumătate de arene, oricine ar fi. Cred că nici la Five Gang n-am fost full. Da, oricine vrei tu. La Snoop parcă a fost plin. Nici la Snoop. Nu, da, ai fost oricum și tu la Snoop. Dar nu n-a fost full, la nimeni n-a fost. Știi, și arată urât așa gol. În visul meu e plin. Să vede urât. Da, și o să facem cypher-ul ăsta de unde o să sper eu din toată inima să mai alegem măcar 2, 3, 4 echipe de 2 inși. Ok. Niște cypher-ele o să deseneze deja pe acolo. E un eveniment mare și în lumea grafărilor în aceea zi. Și unii băieți o să mai plece, alții rămân. Vedem cum facem. Ai putut să le comasezi, să-l bagi aici și poți... N-am cum, că e cu totul alt eveniment. E ceva altceva. Și o să deseneze toată ziua acolo, că asta și vreau, nu să vină cam să... Cam asta se întâmplă de fiecare dată. Da, să dea o piesă repede și să plece cum dai pe stradă. Nu, să stăm un pic, să ceva mai complicat, mai elaborat, că ai tot timpul din lume. Și ăsta cred că o să, după aia o să ne mutăm pe main stage, cred, cu eventul de 2 versus 2 B-Boy. Ah, bun. După ce mai avem în sfârșit toate echipele, că am stors toată seva din toată B-boyala crema românească. De B-boyala românească, da. Și o să-i dăm pe main stage cum ar veni, unde o să bage DJ Sfera muzică pentru B-Boy. O să dureze vreo 2 ore, 3 ore, nu știu exact, în funcție și de câți oameni sunt, adică mi-am luat așa o marjă. După aia cred că o să bage Dobrescu niște muzică și după aia ne pregătim de eventul de DMC, cum ar veni. Showcase battle de DJ. Să vadă lumea ce... Doresc să ai măcar 18 și acolo, înțelegi? Adică... Da, am ajuns undeva la 10. Momentan sunt pe la 10 DJ care s-au băgat și cam ei sunt la toate eventurile de battle. Sunt cam aceiași, da, peste tot. Și... După aia, dacă reușim să terminăm undeva la 7, m-am gândit și la asta, că cine e DJ și vine acolo să bage, e sâmbătă, probabil are concert undeva și se poate să plece la concert. Da, ceva, da. Și la 7 termin. Ăsta, cumva, pierzi niște bani. Și câștigi niște bani dacă îți dă, nu știu, Dox cu Andu, Faibo și Paul, dacă decide că rutina ta a fost cea mai șucară. O să iei niște bani și un pick-up, niște discuri, niște nebunii, o să câștigi, dar unul singur din câți ori fi. Ceilalți poate să meargă și să facă niște bani după 7 seara și după aia o să bage BMC, o să vină Blabbermouth și după aia lansarea de album, care sper să am măcar o oră jumate de cântat. Ai ținut-o pe asta cu Blabbermouth la sfârșit, da? Să-mi zice, ce țigan! Da, păi am luat așa treptat. Da, eu am și o piesă cu el, noi tot vorbim, ne-am întâlnit pe la Airfield și mi-a plăcut super mult de el. Am înțeles că super humble, ești nebun. Da. E, și are un show de rupe, la asta m-am gândit, mi-e așa un pic, cum urc eu după ăla? Adică să stai un challenge. M-am uitat la show-urile lui. Astăzi cam din același film. Omul e ca o dinamită de aia care explodează așa constant, o oră, cât are el e... Zboară cărămizi dintr-un dălă de mici de tenis, așa, știi, poac, geap. Sper să vină lumea și să-l descopere pe el, în primul rând, ca artist, ca rapper. Bă, oamenii care au vrut să știe, știu de el, că a fost la ei. Ceilalți care nu știu de el. Da, să zică, bă, a fost ieri la Macanache, ce a fost acolo la arene. Bă, și a fost unul înainte de Macanache, înainte să-mi iau blackout. Era deschiderea lui Macanache. Înainte să-mi iau blackout, bă, a fost unul mâncaței, bă, ăla nu e om. Nu e om. Da. Mă, asta chiar surpriză, bravo, asta chiar mi se pare o surpriză. M-am gândit mai mult pentru fest. El ar veni ca headliner la festival. Da. Știi ce zic? Că îți trebuie, dacă ai pretenții de festival, trebuie să lupți un pic, să aduci un artist, ceva ce n-au văzut oamenii, marea majoritate, știi? Și dacă ne ajută universul și toate forțele care există, să reușim să adunăm destui sponsori și să creăm un concert și să facem un buzz destul de mare, sper la anul să ne mutăm pe 2 zile. Cu evenimente mai elaborate, cu mai mulți b-boy care deja lucrează de anul ăsta să îi bată pe el la anul. Să se îmbărbăteze și ei, să fie mai buni. Și sper, nu știu, undeva pe la 11 o să se taie din sunet. Vine Nicușor. Mereu. La da, vine, dar o să mai avem niște muzică la after party, o să stăm la autografe, poze, nebunii, mărciuri, mâncare, de toate o să fie pe acolo. Vreau să vorbesc cu niște tovarăși să vină să picteze Gesh live. Dacă vii cu o geacă de bluș la tine, indicat să fie jeans de la mai închis la culoare, facem Gesh de b-boy acolo pe loc, le dăm... Da. Foarte frumos. Uite câte idei ai expus în
în 10 minute. Deci festivalul ăsta mi se pare chiar... Și târg de vinilul, că n-ai cu Electric Record, trebuie să fie vinilul peste tot acolo. A, se anturează și băieții de la Electric Record? Da, da, da. Băieții, că sunt niște oameni în vârstă acolo, nu cred că mai sunt băieți de mult. Yeah. Dar am avut un eveniment cu ei și a fost chiar mișto, chiar în sediul lor. Ai fost și tu? Da, m-am întâlnit la Brașov cu băiatul care face târgul de vinilul din Control. Probabil vine și o să facă și el târg acolo, mai vorbesc cu... Cu toți care au o mică dumă cu vinilurile, o să încerc să ajung la toți. Da. Să... Că e frumos, te duci, crate digging, știi? Adică foarte bine, unde să cauți hip-hop succes. Mai mult decât la un eveniment hip-hop. Adică... Cine își cumpără discuri? Uite, de exemplu, căluț ăsta nu... Da, să strângă bani. Eu le tot zic pe story de vreo 4 luni, tot mai fac cât un story la Caterin, că țineți bani, că strângeți bani, că vine... Zi-mă cât e biletul, hai, ca să nu... Bă, biletul nu e mult, e 100 de lei, e... Deci 100 de lei de la 2 până la ora 11 noapte. De la 2 până la 9, până la 11 noapte, da. Chiar da. Și mai mult, cine rezistă mai mult. Și dacă ai noroc, îți pictezi și geaca. Da, poți să vii cu copii, cu bunicii, cu toată lumea, adică o să dăm muzica de ajuns de tare, să nu deranjezi pe nimeni, și să descopere, să se joace ca orice copil. Desenează, dansează, asta fac copiii. Adică, și cred eu că hip-hop-ul, latura asta a hip-hop-ului, că are și latura lui întunecată, poate să le ofere niște alternative în viață să nu o ia pe drumul greșit. Păi bineînțeles că e ca în chest rap acum. Am văzut la, că din ce în ce mai multă lume se duce spre chestia asta. Bun, deci încă o dată, participanții se vor înscrie acolo, nu se înscriu înainte. Unii am invitat eu direct. Am înțeles, bun. Cine vrea, cine nu se știe că a vorbit cu mine, trebuie să-și plătească un bilet, vine, participă și dacă e bun, na, stragă lui real. Am venit din Suceava, m-am luptat ca b-boy, am plătit 100 de lei, plus și-am dat bilet pe tren și i-am bătut pe toți, am câștigat. Vasili! Foarte tare! Da. Băi, îți mulțumim mult că ai venit și îți dorim un succes cu evenimentul ăsta. Chiar îmi doresc să iasă super bine. Da. Poate, cine știe, o să fie mai plin de la Snoop Dogg. Cine știe? Ar fi chiar tare. Da. Snoop Cat. Snoop Cat, yeah. Mulțumim frumos și... Îți doresc o odihnă plăcută. Că ai mulțumesc, trebuie. Acum mă odihnesc, de fapt. Eu știu cum e. Ia uite, mâna asta n-are niciun bebeluș în ea. E, și asta fac. E bine. Mulțumim mult de tot. Mulțumesc. Succes pe 18 frate. Mai. 18 mai love. E data. Strângeți-vă bani, luați-vă bilet de tren. Biletele sunt peste tot. Deci, ca să nu zic cuvântul ăla, de-l zic toți, ăla efectiv, peste tot. Sunt bilete, găsești și pe stradă, pe jos. Adică toate platformele de bilete o să fie bilete și o să fie bilete și unde nu te aștept să fie bilete. Da, la Teatrul Național, de exemplu, poți să da. Fără probleme. Posibil. Hai, căutați-le și veniți pe 18 mai. 18 mai e data.